Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi vă prezint un material interesant scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea despre 5 zodii care adoră relațiile fizice. Fiecare semn zodiacal are trăsături unice și moduri specifice de a-și exprima afecțiunea. Iar pentru anumite zodii, aspectul fizic al iubirii este deosebit de important. Să explorăm 5 dintre aceste semne zodiacale care acordă o mare importanță intimității fizice, aducând un nivel înalt de pasiune și senzualitate în relațiile lor. Cu acești nativi te poți aștepta la experiențe pline de căldură și momente intense. Semnele zodiacale, interpretate ca un ghid al trăsăturilor noastre temperamentale, joacă un rol semnificativ în modul în care ne abordăm și exprimăm relațiile fizice și emoționale. Fiecare semn zodiacal vine cu o serie de atribute unice, care influențează comportamentul în dragoste, dorințele și modul în care fiecare persoană gestionează afecțiunea și intimitatea. Fiecare semn zodiacal are un temperament distinct, de la pasionatul berbec la senzualitatea taurului sau profunzimea scorpionului. Atributele semnelor zodiacale pot ghida preferințele și modul în care individul resimte și exprimă conexiunea fizică. Semnele zodiacale reflectă și nevoile noastre emoționale. Unele semne sunt mai orientate către afecțiune și intimitate, în timp ce altele pot aprecia mai mult aventura și varietatea în relații. Aceste diferențe determină felul în care individul caută și construiește legături fizice. Semnele zodiacale sunt împărțite în 4 elemente: foc, pământ, aer și apă, fiecare cu caracteristici distinctive. Semnele de foc, berbec, leu și săgetător, sunt cunoscute pentru pasiunea și energia lor, aducând entuziasm și spontaneitate în relații. Semnele de pământ, taur, fecioară și capricorn, sunt mai ancorate și caută stabilitate și senzualitate. Semnele de aer, gemeni, balanță și vărsător, sunt comunicative și intelectuale, adesea căutând o conexiune mentală puternică alături de cea fizică. În cele din urmă, semnele de apă, rac, scorpion și pești, sunt emoționale și intuitive, adesea căutând o legătură emoțională profundă în relațiile lor. Fiecare semn zodiacal este guvernat de o anumită planetă, care aduce o influență suplimentară asupra caracteristicilor sale. Planetele Venus și Marte joacă un rol crucial în așezarea fundamentelor compatibilității în relații, în special în ceea ce privește aspectele fizice ale iubirii. Marte, planeta energiei și pasiunii, guvernează berbecul, aducând o energie și o impulsivitate în modul în care berbecii își exprimă iubirea. Marte reprezintă energie, impuls și pasiune. Poziția sa într-un horoscop arată modul în care individul acționează în relații și cum își exprimă dorințele fizice. Într-un context sexual, poziția lui Marte în harta astrologică poate influența nivelul de energie și entuziasm pe care o persoană îl aduce în relații. Venus, planeta iubirii și frumuseții, guvernează taurul și balanța, conferind acestor semne un accent pe armonie, senzualitate și plăcere. Venus guvernează atracția, dorința și frumusețea. Poziția sa într-un horoscop indică cum individul caută plăcere și satisfacție estetică în relații. Pentru o conexiune emoțională și fizică profundă, poziția și aspectele lui Venus într-un horoscop pot indica preferințele și așteptările legate de intimitate. Compatibilitatea zodiacală. În relații, semnele zodiacale pot fi mai mult sau mai puțin compatibile în funcție de trăsăturile și nevoile lor. De exemplu, un leu pasional și expresiv se poate potrivi bine cu un săgetător aventuros și independent, în timp ce un pești sensibil și intuitiv ar putea găsi un partener ideal într-un rac afectuos și protector. Rolul ascendentului și al lunii. Pe lângă semnul solar, ascendentul și semnul lunar
joacă de asemenea un rol în modelarea personalității noastre și în influențarea modului în care ne exprimăm în relații. Ascendentul reflectă modul în care ne prezentăm lumii, în timp ce semnul lunar guvernează emoțiile și nevoile noastre interioare. În concluzie, semnele zodiacale oferă o perspectivă fascinantă asupra naturii noastre, influențând modul în care iubim, ne exprimăm și interacționăm cu partenerii noștri. Deși aceste trăsături zodiacale pot oferi indicii despre preferințele și stilurile noastre în relații, ele sunt doar unul dintre multele elemente care contribuie la complexitatea relațiilor interumane. Scorpion, 23 octombrie, 21 noiembrie. Nativii Scorpion sunt cunoscuți pentru intensitatea lor emoțională și fizică. Ei abordează iubirea cu o pasiune profundă și adesea se exprimă cel mai bine într-un context fizic. Relațiile lor sunt adesea caracterizate de o profundă conexiune emoțională și fizică. Scorpionul, un semn de apă guvernat de planetele Marte și Pluto, este renumit pentru intensitatea și pasiunea sa. Într-o relație, Scorpionul aduce o intensitate rar întâlnită, dorindu-și o conexiune profundă și autentică. Ei sunt parteneri pasionați și loiali, căutând mereu să adâncească și să întărească legătura pe care o au cu partenerul lor. O relație cu un scorpion poate fi o călătorie emoțională intensă, plină de pasiune, mister și transformare. Caracteristicile scorpionului în relații intime. Intensitate și pasiune. Scorpionii sunt cunoscuți pentru intensitatea lor emoțională, care se manifestă puternic în relațiile intime. Ei abordează sexul nu doar ca pe o experiență fizică, ci ca pe un act de conexiune profundă și transformare emoțională. Căutarea adâncimii. Pentru un scorpion, intimitatea fizică este un mod de a explora adâncimile emoționale ale partenerului lor. Ei caută un partener care este deschis la explorarea acestor adâncimi și la exprimarea sinceră a sentimentelor. Transformare și regenerare. Scorpionii văd sexul ca pe un mijloc de transformare personală și regenerare. Pentru ei, intimitatea fizică este o oportunitate de a se conecta la un nivel mai profund și de a experimenta o gamă largă de emoții. Leu, 23 iulie, 22 august. Leul, guvernat de soare, simbolul strălucirii și al puterii, este un semn de foc cunoscut pentru personalitatea sa carismatică, plină de încredere și teatralitate. În relațiile intime, leii aduc un spirit de îndrăzneală, entuziasm și generozitate. Este un semn zodiacal care se bucură de dramatism și extravaganță. În dragoste, leii sunt generoși, plini de afecțiune și adesea manifestă o mare dorință de intimitate fizică. Ei știu cum să-și facă partenerul să se simtă special și dorit. Caracteristicile leului în relațiile intime. Dorința de a fi în centrul atenției. Leul iubește să fie admirat și apreciat. În relații, ei tind să fie dominanți și să preia inițiativa, adorând să impresioneze și să cucerească. Generozitate și pasiune. Leii sunt cunoscuți pentru generozitatea și căldura lor. Ei sunt parteneri pasionali și entuziaști, oferindu-și afecțiunea și atenția în mod liber și deschis. Căutarea aprecierii. Este important pentru un leu să se simtă apreciat și valorizat în relație. Ei răspund pozitiv la laude și complimente, acestea fiind considerate ca o formă de validare și recunoaștere a calităților lor. Taur, 20 aprilie, 20 mai. Cunoscuți pentru dragostea lor, pentru plăcerile senzuale, taurii adoră intimitatea fizică și tendința lor este de a se conecta cu partenerilor la un nivel profund și senzual. Sunt iubitori, atenți și preferă momente de intimitate care implică și celelalte simțuri, cum ar fi gustul și atingerea. Taurul, un semn de pământ guvernat de Venus, planeta iubirii și frumuseții, este recunoscut pentru aprecierea sa profundă a senzualității
confortului și rafinamentului. În relațiile intime, taurii aduc o abordare lentă și meticuloasă, preferând o experiență plină de tandrețe și conexiune fizică. Într-o relație, taurul aduce o abordare profundă și senzuală. Ei sunt partenerii loiali și atenți, care pun mare preț pe crearea unei atmosfere de confort și plăcere. Relațiile cu un taur sunt caracterizate de stabilitate, loialitate și o abordare plină de răbdare și tandrețe în exprimarea iubirii și afecțiunii. Caracteristicile taurului în relații intime: senzualitate și rafinament. Taurii sunt profund senzuali și apreciază frumusețea și plăcerile fizice. În relațiile intime, ei tind să fie rafinați și atenți la detalii, creând o atmosferă de confort și plăcere. Abordare lentă și tandrețe. Taurii preferă o abordare lentă și profundă a intimității, valorizând preludiul și momentele de apropiere emoțională. Ei sunt cunoscuți pentru tandrețea și atenția lor în relații. Căutarea stabilității și siguranței. Fiind un semn de pământ, taurul caută stabilitate și siguranță în relații. Ei sunt loiali și dedicați, preferând relațiile pe termen lung, unde pot construi o legătură profundă. Berbec, 21 martie, 19 aprilie. Berbecii sunt cunoscuți pentru energia și entuziasmul lor, ceea ce se reflectă și în abordarea lor față de relații. Înclinați spre aventură și spontaneitate, nativii berbec aduc o scânteie de excitare și pasiune, fiind mereu gata să exploreze noi teritorii ale intimității. Berbecul, un semn de foc guvernat de Marte, planeta acțiunii și a energiei, se remarcă prin pasiunea și impulsivitatea sa. În relațiile intime, berbecii sunt cunoscuți pentru abordarea lor aventuroasă și inițiativa lor puternică, aducând un nivel înalt de energie și entuziasm. Într-o relație, berbecul aduce un spirit de inițiativă și o pasiune de neegalat. Ei sunt partenerii dinamici și plini de viață, care adoră să fie în centrul acțiunii. Relațiile cu un berbec sunt adesea caracterizate de aventură, explorare și o abordare spontană și directă a intimității. Caracteristicile berbecului în relații intime: pasiune și impulsivitate. Berbecii sunt pasionați și adesea impulsivi în relațiile lor intime. Ei sunt dispuși să preia inițiativa și să experimenteze, aducând o energie intensă și o dorință de acțiune. Spirit aventuros. Berbecii iubesc aventura și sunt mereu în căutarea unor noi experiențe. În dormitor, acest lucru poate însemna o tendință spre explorare și spontaneitate, căutând mereu să încerce ceva nou și emoționant. Inițiatori și lideri. Fiind un semn cardinal, berbecii sunt adesea inițiatorii și lideri în relații. Ei se simt confortabil în a conduce și a propune noi idei sau abordări în viața lor amoroasă. Săgetător, 22 noiembrie, 21 decembrie. Săgetătorii sunt semne de foc care iubesc libertatea și aventura, iar aceste caracteristici se extind și la viața lor amoroasă. Ei abordează relațiile cu o deschidere spre explorare și experimentare, ceea ce face ca fiecare moment petrecut cu ei să fie plin de surprize și inovație. Săgetătorul, un semn de foc guvernat de Jupiter, planeta expansiunii și a aventurii, este cunoscut pentru spiritul său liber, aventuros și pentru abordarea optimistă a vieții. Într-o relație, săgetătorul aduce o abordare entuziastă și neîngrădită. Aceste semne sunt parteneri plini de viață și deschiși la noi experiențe, căutând să trăiască fiecare moment la maxim. O relație cu un săgetător este caracterizată de aventură, explorare și o perspectivă optimistă asupra vieții și iubirii. Caracteristicile săgetătorului în relații intime: spirit aventuros. Săgetătorii adoră aventura și explorarea, atitudine care se reflectă și în viața lor amoroasă.
Ei sunt mereu în căutarea unor noi experiențe și moduri de a-și exprima iubirea, evitând rutina și monotonia. Independență și libertate. Nativii acestui semn valorizează independența și libertatea, atât în viața personală cât și în relații. Ei caută parteneri care să le respecte nevoia de spațiu și care sunt dispuși să împărtășească aventurile lor. Spontaneitate și optimism. Săgetătorii sunt cunoscuți pentru abordarea lor pozitivă și deschisă. În dormitor ei aduc aceeași spontaneitate și un aer de joc și distracție, considerând că cele mai bune momente sunt cele neplanificate. Cu aceste zodii, relațiile tind să fie pline de momente incitante și experiențe îmbogățitoare, fiecare aducând un stil unic de exprimare a iubirii și afecțiunii. Fie că este vorba de o aventură pasională cu un berbec sau de o experiență senzuală cu un taur, fiecare dintre aceste semne zodiacale aduce o energie unică în relațiile lor. Este important de menționat că astrologia oferă doar un cadru general și că dinamica unei relații depinde și de personalitatea individuală, experiențe și alte aspecte astrologice, cum ar fi poziția lunii, Marte și Venus în horoscopul natal. Haideți să aflăm cum se raportează la sex și intimitate și celelalte semne zodiacale, precum și compatibilitatea cu alte semne. Gemeni, 21 mai, 20 iunie. Gemenii, guvernații de Mercur, planeta comunicării, sunt cunoscuți pentru natura lor duală și versatilă. În relațiile intime, această zodie aeriană aduce un aer de spontaneitate și curiozitate, ceea ce îi face parteneri entuziaști și experimentali. Ei adoră preludiul intelectual și varietatea. Gemenii, cu natura lor comunicativă și dorința de varietate, sunt parteneri entuziaști care caută să exploreze și să experimenteze în relații. Ei valorizează o conexiune mentală puternică și se potrivesc bine cu semnele care împărtășesc o abordare deschisă și curioasă în dragoste. Cu un geamăn în viața de cuplu este rare ori plictisitoare, fiind plină de conversații stimulante și aventuri neașteptate. Compatibilitate ridicată a gemenilor cu alte semne. Cu vărsătorul. Relația dintre gemeni și vărsători este plină de entuziasm și aventuri. Ambii sunt semne de aer, ceea ce înseamnă că se înțeleg instinctiv unul pe altul. Acest cuplu va avea multe de discutat și multe de explorat împreună. Cu balanța. Balanța, un alt semn de aer, va aprecia dorința gemenilor de comunicare și socializare. Ei se pot conecta la un nivel intelectual, iar balanța va aduce un element de echilibru și armonie în relația lor. Cu leul, gemenii și leul pot forma un cuplu dinamic, cu multă energie și creativitate. Leul aduce pasiune și dramatism, în timp ce gemenii aduc idei noi și o abordare jucăușă. Ei se pot bucura de o relație vibrantă și plină de aventuri. Rac, 21 iunie, 22 iulie. Pentru Rac, conexiunea emoțională este crucială. Ei sunt afectuoși și atenți la nevoile partenerului. Racul, un semn guvernat de lună, care simbolizează emoțiile și instinctele, este profund legat de lumea sentimentelor și a conexiunilor emoționale. În relațiile intime, acest semn de apă se distinge prin sensibilitatea și profunzimea sa emoțională. Racii sunt partenerii devotați și grijulii, care pun mare preț pe construirea unei conexiuni emoționale autentice și profunde. Ei sunt generoși în iubire și atenți la detalii, creând o atmosferă de siguranță și confort pentru partenerii lor. Relația cu un rac este caracterizată prin afecțiune, înțelegere și un schimb reciproc de emoții și sentimente profunde. Compatibilitatea ridicată a racului cu alte semne. Cu peștii. Racul și peștii, ambele semne de apă, împărtășesc o înțelegere intuitivă și emoțională profundă. Această pereche se poate conecta la un nivel sufletesc,
creând o relație plină de empatie și susținere reciprocă. Cu scorpionul. Racul și scorpionul sunt amândoi semne de apă și pot forma o legătură intensă și pasională. Scorpionul aduce adâncime și mister, în timp ce racul oferă sensibilitate și căldură, creând o combinație puternică și dinamică. Cu taurul. Relația dintre rac și taur, un semn de pământ, poate fi foarte armonioasă. Taurul aduce stabilitate și siguranță, lucruri pe care racul le prețuiește foarte mult, în timp ce racul aduce emoție și sensibilitate, creând o atmosferă caldă și confortabilă. Fecioara, 23 august, 22 septembrie. Fecioarele sunt atente și meticuloase. Ele valorizează conexiunea mentală și perfecțiunea. Fecioara, un semn de pământ, guvernat de Mercur, este cunoscută pentru atenția sa la detalii. Analiză și abordarea pragmatică a vieții. În relațiile intime, nativii Fecioara aduc aceeași atenție și meticulozitate, căutând o conexiune profundă atât la nivel mental cât și fizic. Într-o relație, Fecioara aduce o abordare gândită și meticuloasă. Sunt partenerii dedicați, care caută să creeze o armonie perfectă între minte și corp. Relațiile cu o fecioară sunt adesea caracterizate de o creștere și evoluție constantă, deoarece acest semn este mereu în căutarea îmbunătățirii și perfecționării, atât a sine, cât și a relației în care se află. Compatibilitatea ridicată a fecioarei cu alte semne. Cu taurul. Fecioara și taurul, amândoi semne de pământ, împărtășesc o abordare practică și o apreciere pentru stabilitate. Taurul aduce un element de senzualitate și confort, completând nevoia fecioarei de ordine și eficiență. Cu capricornul. O altă potrivire bună este între fecioară și capricorn. Capricornul aduce ambiție și determinare, rezonând cu dorința fecioarei de structură și de atingerea obiectivelor comune în relație. Cu racul. Combinația dintre fecioară și rac poate fi una armonioasă, deoarece racul aduce emoție și sensibilitate, echilibrând natura mai analitică și practică a fecioarei. Balanță, 23 septembrie, 22 octombrie. Balanțele caută armonie și echilibru. Ele sunt romantice și preferă un parteneriat egal. Balanța, un semn de aer guvernat de Venus, planeta iubirii și a frumuseții, este recunoscută pentru căutarea sa constantă a armoniei și echilibrului, atât în viața de zi cu zi, cât și în relații. Într-o relație, balanța aduce o abordare rafinată și echilibrată. Aceste semne sunt parteneri atenți și dedicați, care pun mare preț pe menținerea armoniei și a echității în relația lor. O relație cu o balanță poate fi caracterizată de romantism, cooperare și un parteneriat egal, unde ambele părți se simt apreciate și valorizate. Compatibilitatea ridicată a balanței cu alte semne. Cu gemeni. Balanța și gemenii, ambele semne de aer, împărtășesc o abordare intelectuală și comunicativă în relații. Gemenii aduc energie și varietate, completând dorința balanței pentru armonie și parteneriat. Cu vărsător. O altă combinație armonioasă este între balanță și vărsător. Vărsătorul aduce o abordare inovatoare și un spirit de independență, care echilibrează nevoia balanței de cooperare și parteneriat. Cu leul. Balanța și leul pot forma un cuplu strălucitor și sofisticat. Leul aduce pasiune și dramatism, în timp ce balanța aduce eleganță și echilibru, creând o relație dinamică și armonioasă. Capricorn, 22 decembrie, 19 ianuarie. Capricornii sunt serioși și determinați. Ei abordează sexul cu responsabilitate și angajament. Capricornul, un semn de pământ guvernat de Saturn, planeta responsabilității și a disciplinei,
este recunoscut pentru natura sa serioasă, pragmatică și determinată. În relațiile intime, capricornii aduc aceleași calități de responsabilitate și angajament, având o abordare matură și conștiincioasă. Într-o relație, capricornul aduce stabilitate, loialitate și o abordare profundă și considerată. Aceste semne sunt partenerii de încredere și dedicați, care pun mare preț pe construirea unei relații solide și durabile. O relație cu un capricorn poate fi caracterizată de maturitate, angajament și o creștere reciprocă și continuă. Caracteristicile capricornului în relații intime. Seriozitate și maturitate. Capricornii abordează relațiile intime cu o seriozitate caracteristică. Ei sunt dedicați și loiali, tratând relația cu respect și angajament pe termen lung. Responsabilitate și angajament. Nativii acestui semn tind să vadă sexul nu doar ca pe o plăcere, ci și ca pe o expresie a angajamentului și a responsabilității față de partener. Ei caută stabilitate și siguranță în relațiile lor. Abordare pragmatică. Capricornii pot avea o abordare pragmatică și uneori rezervată față de sex. Ei apreciază calitatea peste cantitate și preferă o conexiune autentică și profundă. Compatibilitate ridicată a capricornului cu alte semne, cu taurul. Capricornul și taurul, ambele semne de pământ, împărtășesc o afinitate pentru stabilitate, siguranță și confort material. Taurul aduce o latură senzuală și afectuoasă, care echilibrează natura mai disciplinată a capricornului. Cu fecioara, o altă combinație armonioasă este între capricorn și fecioară. Fecioara, cu atenția sa la detalii și abordarea meticuloasă, completează dorința capricornului de ordine și structură. Cu scorpionul. Capricornul și scorpionul pot forma o legătură intensă și profundă. Scorpionul aduce pasiune și intensitate emoțională, care pot să aducă la suprafață latura mai sensibilă și mai profundă a capricornului. Vărsător, 20 ianuarie, 18 februarie. Vărsătorii sunt inovatori și neconvenționali. Ei caută experiențe unice și libertate în exprimarea sexuală. Vărsătorul, un semn de aer guvernat de Uranus, planeta inovației și a schimbării, este recunoscut pentru abordarea sa neconvențională și spiritul său liber. În relații intime, vărsătorul aduce o perspectivă proaspătă și inovatoare. Aceste semne sunt parteneri entuziaști și deschiși la noi experiențe, punând mare preț pe libertatea personală și pe explorarea neobișnuitului în iubire. O relație cu un vărsător poate fi caracterizată de independență, creativitate și un continuu spirit de descoperire. Compatibilitatea vărsătorului cu alte semne. Cu gemeni. Vărsătorul și gemenii, ambele semne de foc, împărtășesc o abordare intelectuală și o curiozitate în relații. Gemenii aduc varietate și comunicare, ceea ce stimulează inovația și creativitatea vărsătorului. Cu balanța. O altă combinație armonioasă este între vărsător și balanță. Balanța aduce un echilibru și un simț al justiției, care completează idealismul și inovația vărsătorului. Cu berbec. Combinarea vărsătorului cu berbecul, un semn de foc, poate fi plină de energie și dinamism. Berbecul aduce pasiune și impulsivitate, care pot să echilibreze natura mai analitică și distanțată a vărsătorului. Pești, 19 februarie, 20 martie. Peștii sunt visători și sensibili. Ei caută o fuziune emoțională și spirituală în sex. Peștii, un semn de apă, guvernat de Neptun, planeta viselor și a spiritualității, sunt recunoscuți pentru natura lor visătoare, sensibilă și intuitivă. În relațiile intime, peștii aduc o abordare emoțională profundă și o dorință de a experimenta o conexiune spirituală cu partenerul lor. Într-o relație, peștii aduc o abordare plină de compasiune și sensibilitate. Ei sunt partenerii devotați și atenți,
care caută să creeze o conexiune profundă la nivel emoțional și spiritual. Relațiile cu un nativ pești sunt adesea caracterizate de empatie, înțelegere și o căutare a unității sufletești. Compatibilitatea ridicată a peștilor cu alte semne. Cu scorpionul. Peștii și scorpionul, ambele semne de apă, împărtășesc o înțelegere emoțională profundă. Scorpionul aduce pasiune și intensitate, echilibrând sensibilitatea și empatia peștilor. Cu racul. O altă combinație armonioasă este între pești și rac. Racul, cu natura sa protectoare și grijulie, poate oferi un sentiment de siguranță și înțelegere pentru pești, creând o legătură emoțională puternică. Cu taurul, combinația dintre pești și taur, un semn de pământ, poate fi echilibrată și complementară. Taurul aduce stabilitate și loialitate, oferind un fundament solid pentru visătorii și sensibilii pești. Dragi prieteni, cam așa stau lucrurile cu preferințele zodiilor în relații și cu compatibilitatea dintre ele. Îi mulțumim lui George Hodorogea pentru acest material și vouă, ca de obicei, pentru că ați fost alături de noi. Numai bine, până data viitoare, pe curând!